Bună seara, bine v-am regăsit pe voi cei de acasă și pe numai trei dintre colegii mei. Poate vorbim astăzi mai bine, că văd că lipsește Morodan. Ecranul din partea stângă este gol, pentru că Morodan este dispărută. Știți care-i treaba? Suntem deja de 10 săptămâni, 11 săptămâni împreună unii cu alții și săptămâna trecută a dispărut Pelgar pentru că a fugit la mare. Dar cu toate astea ne-a fost surpriză. No, și nu s-a mai întors, după cum vedeți, Pelgar se află în continuare la mare. Azi e dispărută Morodan, o să aflăm imediat unde se află Morodan, pentru că data trecută Pelgar, deși a dispărut în primele 10 minute ale emisiunii, ne-a făcut o surpriză și a apărut a descins de pe malul mării. Acum să vedem ce se întâmplă cu Morodan. Pelgar, cum e la mare, dragul nostru? Deci eu mă mut aici, deci dacă aș avea suficiente haine, numai că din păcate mi le-am consumat deja pe toate, deci am avut așa pe fiecare zi puse câte ținutele, dar eu n-aș mai pleca de aici, îți spun foarte, foarte sincer. Deci este vreme frumoasă, astăzi de dimineață am fost la plimbare pe plajă, am stat la o terasă frumos și am mâncat un brunch. Am băut un păhărel de prosecco și uite tot așa aș duce-o până la sfârșitul verii, crede-mă. Deci nu m-aș mai întoarce. Doar să-mi aduc animalele încoace, atâta tot, să-mi aduc animalele. Atât. Mi-e dor de te ele. Te cred, uite, eu cu Ana în continuare ne aflăm în bucătăriile și living-urile noastre. Vreau să rămâneți până la finalul verii. De voi și să vă ținem... mă rog, bine dispuși până la urmă, până când ne vom reîntâlni la mall-uri, pentru că se pare că totuși ele se vor redeschide așa cum am primit promisiuni. Să sperăm că după weekendul ăsta de demență de la mare nu o să crească numărul de cazuri și o să putem să ne reluăm cu toții activitatea, nu numai unii dintre noi. Mă gândesc că realmente demență, da. Absolut demență. Da. Să știți că am primit un mesaj, în timp ce vorbeam acum, am primit un mesaj de la Morodan care mi-a spus că să rog regia să ne dea un filmuleț pe care ea l-a pregătit sau ea este sau ea nu este, nu știu, o surpriză și pentru noi, credeți sau nu credeți, de asta e treaba, deci Morodan a dispărut pur și simplu, ne-a zis că revine mai târziu. Așa că regia, vă rog, ne dați filmul să vedem despre ce e vorba, unde se află Morodan în momentul ăsta. Hello everyone. Nu pot să fiu astăzi cu voi din păcate, ceea ce mă deranjează profund, dar am un angajament în afara casei, unde o să ies, bineînțeles, cu mască și cu mănuși. Nu înseamnă că dacă putem ieși din casă, nu trebuie să ne protejăm, dar dacă tot data trecută a fost vorba despre decorațiuni, mă gândeam să vă vorbesc despre ceva ce am făcut eu weekendul ăsta. Slavă cerului că găsi ceva care îmi face plăcere, că altfel nu stăteam decât să-l hateze Pelgar că a fost la mare. La fel ca și în mall-urile Vivo, parcă în Baia Mare am văzut, dar și în alte mall-uri, știți că se organizează târguri de antichități. Și dacă data trecută tot am vorbit despre obiecte de decor, aș vrea să vă arat ce mi-am luat eu de la târgul de antichități la care am fost în acest weekend.
nu într-un mall Vivo, că încă nu-i deschis, dar undeva în București. Așa că începem. Vai, ce bine sunt în sfârșit! O să zic cât vreau. Am un colier nou, Pelgar, perle, nu știu dacă le vezi. În fine, să începem. Mi-am luat numărul 1. Acest recipient din cristal de bacara, unde intenționez să pun gheață și creveți la vară când fac petreceri pe terasă. Numărul 2. Această oglindă superbă, antic, făcută cu o tehnică specială, nu știu cum să o duc pe mai aproape, așa o vedeți, este toată făcută de mână, este o scenă de țară, îmi place foarte mult și mânerul, mi se pare că e super, super, mega special. Și nu mai țin minte cum se numea tehnica, e o tehnică specială, repet, ceva nemțesc, dar deși în mod normal v-ați fi așteptat să-mi iau ceva cu flori, am preferat asta pentru că e un obiect foarte, foarte rar. 2. Un pohrel foarte, foarte mic din care se bea mai de mult absint. Eu cred că o să beau vișinată. Iată-l. Cristal. De ce este tot aici? Cristal. Perfect. Am un nou telefon cu care mă învăț să lucrez și mi-e un pic mai greu. Aceste păhărele am un set de 6. O să le mut, dacă vreți să vedeți că sunt 6. Am un set de 6. Este sticlă așa ca și spartă. Îmi plac picioarele. O să le folosesc pentru cocktailuri pe terasă la vară. Aici e o tavă plină, 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 cu noi păhărele cumpărate. Pentru că știți că tot timpul se sparg. Un alt set de 6 pahare, un pic mai mari, pentru... Există acum un cocktail de care eu m-am îndrăgostit, făcut de un domn foarte talentat, se numește Îngerată. So, practic, aici se va face Îngerată. Un alt set de 6 păhărele, asta e că n-are sens să le pun pe toate 6, sunt acestea, din care basically iarăși bei tot un lichior, un sherry, poți să bei un lichior de, nu știu, ciocolată. I basically love them. Sunt tot din cristal de bacara și sunt extraordinar de rare. Îmi place foarte mult și forma lor și faptul că sunt mici. I love little glasses a lot. Ce-am mai luat? Această paletă din argint pentru prăjituri. Mânerul, atenție pe detalii. Mânerul, așa. Am mai cumpărat următoarele lucruri. Acest set din argint pentru mine când mănânc salată, că știți că I'm a very salty person. Am cumpărat acest recipient pe care o să spele Simona și colega mea, că știe să curețe argint, unde intenționez să-mi pun foarte multe creme în variantă mică. Ce mai avem? Mai avem un piapten, which I loved. Când l-am văzut, mi se pare extraordinar. Și partea asta de aici e de argint. Am cumpărat, țineți-vă, ăsta, care este un sfeșnic cu lebede, Doamne viață. Am mai luat această frapieră, asta chiar nu știu ce am luat-o, că mai aveam 30, stați să mut sfeșnicul. Am luat această frapieră, pac, care are și cleștișor pentru gheață. Țic, 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 țic. Vine și mă curăță. So, this one. Și, la piesă de rezistență, această tavă superbă din argint. Deci, practic, am avut un weekend fructos, ca să zic așa. Acum, o să vă las câteva minute cu cineva care este alter ego-ul meu și cu altcineva pe care eu îndrăgesc foarte mult. Ileana Ana Pelgar, puteți să investigați cum sunt eu ca angajator, dacă sunt rea, dacă urlu, dacă mă crizez. Practic, ăsta e momentul să aflați cam toată bârfoteca pe care o vreți despre mine. Pusii, vă pup! Pa! Ne vedem miercuri!
Hello, hello everyone. Aole. Aoleu. Aoleu. În locul lui Morodan a apărut Cleo, pe care vreau să vă introduc cu această ocazie, deoarece Cleo nu numai că este asistenta lui Morodan, operațiune care s-a întâmplat practic sau această relație s-a creat în timp ce făceam aceste emisiuni, dar este fata Anei, bine, lucru care trebuie de fapt al acestui. Fata Anei Bâtu mă refer, nu fata Anei Morodan. Mi se nu, pare nu că poate nimeni confunda, Ileana, adică totuși. Seamănă un pic cu mine. A fost foarte clar tuturor că Ana Morodan nu o să aibă niciodată copii în afară de copii blănoși, dacă o să aibă ceva în gen de. Dar în rest nu cred că o să aibă nimic în afară de foarte, foarte multe pisici când o să fie foarte bătrână și foarte multe antichități pe care o să și le pună în cap. O să și le drapeze ca pălărie. Mi s-a părut că ești cu pisica Anei acolo sau mi s-a părut? Sunt cu pisica Anei acolo, pe scaun, pentru că s-a săturat de mine și a început să mă comenteze și l-am lăsat jos ca să nu intru zgâriată în live. Dar nu auzi ei în brațe? Să ni-l arăți? Mă duc să-l iau, să vi-l arăt și vouă, că e foarte bine. În orice caz, Morodan a zis că putem să o comentăm cu alte cuvinte. Mie așa mi s-a părut. Că mi s-a părut să bârfim, că a zis că putem să o întrebăm pe Cleo despre ce angajatoare e ea și din astea, dar noi putem să o întrebăm pe Cleo diverse alte lucruri, că până la urmă, dacă lipsește una, o bârf... Ia uite ce pui de om cu blană. Ia uite. Ce grăsoană. Vreau să... Este gras și vreau să... Mi se face și mai dor de animăluțele mele. De-abia aștept să ajung acasă. De-abia aștept să ajung acasă, să iau în brațe și să mă culc diseară cu toți, am, cu toți, între noi trei. În orice caz, zi. Cleo, dar tu nu ești sătulă de pisici de-astea albe, mustăcioase? Vai, uitați-vă, vă rog frumos la pisica Anei, care are picioarele rupte, Doamne! Are picioarele rupte, altfel să știți că are șosețele și la picioarele astea din față. Tot șosețele are. Și e un iubit și un drag. Dar vorbiți voi, mă duc să-mi caut și eu pisicul, unul dintre pisici, să vi-l arăt și eu pe pisicul meu. Dar pisica asta este ușor sinucigașă, nu? Este ușor sinucigașă, da. Pentru că se tot arunca de la etaj. Îl iubesc tare mult, dar trebuie să-l dau. Dacă cineva ne ascultă acum, uite-l și pe Carmin. Uite-l și el pe Carmin. Pisicul, el este pisicul meu, Carmin, care are 13 ani și care... Din păcate e foarte bolnavior, lucru pe care, da, a fost bolnavior, dar acum cred că e mai bine și mie mi se pare că seamănă perfect cu mine pentru că e blond și are aceeași culoare de ochi. Da. Sunteți, da. Sunteți, uite, da. Și tu semeni cu... Deci e perfect. Nu, eu semăn cu moapsa mea, nu semăn cu pisica mea, semăn cu moapsa mea, care are nasul turtit așa. Horia. În general, cum se spune că în general, animalele. Nu se spune că deținătorul animalului seamănă din ce în ce mai mult cu animalul în sine. Da, semeni bine, perfect. Sper că Ana nu se semene cu moapta ei sau invers. Sunt captăiat. Sunt captăiat. Suntem grase și iubite amândouă. Și avem nasul totit. Minunată de frumos. Cleo, cum e la Morodan? Spune-ne acum tot, spune-ne, fără să nu lăsa nimic. O să și comentez puțin pentru că ne-a dat voie cu alte cuvinte. E foarte... Da. Sincer să fiu, nu am ce să zic de rău. Chiar nu am nimic de zis de rău. Dar te rog, spune de rău. Adică, mă rog, aici, dar nu pot să zic că nu... Nu știu, eu vin dintr-o casă foarte... sănătoasă la cap și sunt. Adică sunt nebun și acasă, nu, m-am obișnuit cu chestia asta, nu. Și, nu știu, toată lumea e super fericită și, nu știu, e foarte frumos locul ăsta și lumea e minunată și toată lumea e, nu știu, are o energie foarte bună. Ce te pune să faci pe acolo? Să speli pe jos, să-i freci argintăria, da. O pierteni, să-i plezi? Toată lumea spală pe jos aici, adică nu că am venit eu și spăl doar eu pe jos. Adică ne punem împreună cu Morodan să spălăm toți pe jos, pentru că Morodan spală pe jos, nu cred cu unghiile alea. Nu cred că spală nimic Morodan.
Păi, dar nu spală, spală și acum mop. Morodan e osidistă, în continuu nu face curat. Asta, da. În continuu. E, asta e chestia că e osidistă și se pune singură așa de nebună, pleacă și începe să facă curat și să țipe la murdăria din casă și de ce e murdărie și îi distruge praful viața. Situația este și mai gravă. Este compulsive cleaning, adună animale, adună vechituri, și o să rămână o spinsteriță singură la 100 de ani, exact. blondă cu un din ăla ca Marilyn Monroe, care o să devină din ce în ce mai mare. Și nu vrea copii. Exact. Da, dar uite, primește copiii altora, ceea ce mi se pare absolut fantastic. Absolut fantastic. Deci, mă ajută foarte mult. Adevărul e că, uite, cu ocazia acestei emisiuni s-a întâmplat un lucru pentru Cleo foarte important și eu cred că și Cleo face pentru propria ei dezvoltare, faptul că în vacanța de vară, în loc să facă nimic sau să stea acasă în pat, acceptă mai degrabă să învețe ceva de la un om de la care are de învățat și să muncească, ceea ce mi se pare fabulos. Mi se pare fabulos și ca exemplu și mi se pare fabulos. Foarte, bravo, Cleo! Suntem toți foarte mândri de tine. Da. E un lucru foarte, foarte bun. Cred că eu primul meu internship l-am făcut la 14 ani la Brașov, într-un magazin de fashion care se deschisese pe vremea respectivă. Și făceam vitrinele. Asta deja când aveam 14 ani și mergeam în fiecare săptămână, o dată după școală, și făceam vitrinele. Ăsta a fost primul meu job plătit la 14 ani. Și m-a format foarte bine. La mine primul internship, job, adică în afară de a da meditații la limba germană și a merge la expoziții și a fi translator, dar primul internship a fost la TVR și aveam tot 17 ani. Eram în vara dintre clasa a 11-a cu a 12-a. Și după aia, mă rog, m-am angajat și am lucrat 20 și ceva de ani la TVR. Adică chiar a fost... Da, adevărul e că și eu am lucrat... Zi, Pelgă, da. Credeam că dacă nu-i Morodan, nu ne încălecăm unii peste alții. Am zis că pentru noi toți, adică ceea ce ne-am propus din tinerețe să facem, a fost practic și o pasiune pentru fiecare dintre noi. Adică nu ne-am ales un job de nevoie, să devenim ceva ceea ce nu ne place. Toți am crescut în domeniul care ni s-a potrivit cel mai bine și în care suntem, să zicem, că excelăm. Pentru unii alții, pentru alții mai puțin, dar mă rog, asta e important și pentru Cleo, să găsească. Da, suntem mulțumiți cu ceea ce facem. Am făcut de la început ce am vrut. Și după atâția ani, în continuare, facem același lucru cu aceeași pasiune, ceea ce contează enorm. Da, și eu am lucrat de foarte devreme pentru că mi s-a părut important să învăț lucruri și mi s-a părut important să ajung în situația în care să pot să mă întrețin singură și să, mă rog, învăț lucruri și să cresc profesional până în punctul în care să fac de adevăratele ce îmi doresc. Că sigur că atunci când am început făcând pe interna, nu făceam neapărat, nu era visul vieții mele. Dar pe măsură ce am tot crescut profesional, am învățat din fiecare loc în care am fost. Dar scopul nu era neapărat să facem o emisiune care să fie axată pe, leadership din ăsta de personal și pe profesional, ci mai degrabă ne-am lansat vorbind despre animale și uite unde am ajuns. Am început să vorbim despre partea de carieră, astăzi fiind zi liberă și astăzi fiind o zi în care, mă rog, avem o pauză și nu mai trebuie să lucrăm teoretic, practic, însă fiecare dintre noi cred că a făcut ceva mai puțin Pelgăr, care a stat la plajă. M-am plimbat pe plajă, am mâncat, am băut, deci am făcut o grămadă de lucruri, Ileana. Acum, uite, muncă grea, deci asidua, uite, transpir aici, stau în spate, deci, da, așa viață tot să duci. Dacă tot am vorbit de animale, când ne-am apucat să vorbim despre animale, să știți că astăzi o avem invitată în emisiune din nou pe Mirela Retegan cu Gașca Zurli, care a pregătit un filmuleț care este foarte potrivit pentru tema pe care am abordat-o mai devreme, adică respectiv contribuția animalelor în viața noastră. O să rog regia să ni-l arate și ca să putem să vorbim pe marginea lui după ce se încheie.
Doamnelor și domnilor, fetițe și băieței, mămicuțe și tăticuți, bunicuțe și bunici, eu sunt Mirela Retegan și salut toată comunitatea vivă. Iar astăzi, de aici, din sediul Zurli, vreau să vă vorbesc despre ce facem atunci când copilul vrea animăluț de companie. Păi, la Gașca Zurli m-am descurcat destul de greu pentru că fiecare și-ar fi dorit alt animăluț. Ar fi trebuit să iau o găină ciufulită și o girafă și o maimuță și un porc de Guinea. Până la urmă am reușit să îi conving pe cei din Gașcă să aleagă un singur animal și au ales doi căței. Adică e un singur animal, e un cățel. Dar ea e Tașa și el e Tașu. Și împreună cu Tașa și cu Tașu, noi am învățat copiii foarte multe lucruri extrem de importante legate de animăluțele de companie. Pentru că, ce să credeți, Maia, fetița mea, și-a dorit din toată inima un cățel pe care l-a primit la 6 ani. Ce bine că Maia a primit cățel, pentru că a avut mami pe cine să scoată la plimbare, pe cine să spele, pe cine să pieptene, pe cine să hrănească, pe cine să ducă la doctor, de cine să aibă grijă în plus. Dragi părinți, vă recomand din toată inima să le luați copiilor voștri animale de companie, dar să fiți perfect conștienți că este o nouă responsabilitate pentru voi. E adevărat că merită, pentru că toată dragostea pe care poate să o ofere un animal nu poate fi înlocuită de nimic, iar prietenia care se poate lega între un copil și animăluțul lui de companie, indiferent că este un cățel, un hamster, o pisică, o găină, un cocoș, un iepure, un ce vreți voi, rămâne cea mai frumoasă amintire din copilărie. Îi învață să se atașeze, îi învață să fie generoși. E un pic mai greu atunci când trebuie să plecăm de acasă. De fiecare dată când trebuia să plecăm undeva, lăsam cățelul la un hotel pentru câini, sau îi găseam o persoană care să-l iubească și care să aibă grijă de el atunci când noi lipseam. Dar recomand din toată inima să aduceți în casa voastră un animăluț de companie, pentru că ce poate fi mai frumos pentru copilul dumneavoastră decât să învețe încet, încet să aibă grijă de el. Nu vă așteptați să fac asta de la început, nu vă așteptați ca din primele zile să devină. Sunt foarte mulți părinți care spun, i-am luat câine să învețe să fie responsabil, i-am luat pisică să învețe să aibă grijă de ea. Nu o să fac asta de la început și o să vă frustrați dacă porniți cu așteptările astea. Porniți mai degrabă cu ideea, am luat un animal de companie, pentru că ne-am dorit încă un suflet în casă. Nu îl puneți lui în cârcă, nu îi spuneți, e câinele tău, e pisica ta, du-te, strânge după el, fă aia, fă cealaltă. Nu transformați bucuria de a avea încă un suflet în casă într-un chin și într-un stres, așa cum am făcut eu și cum au făcut 99% dintre părinții care recunosc asta, că ceilalți 1% nu recunosc. Vă recomand cu drag să vă mai luați ce suflet vreți voi, dar să știți că asta vine la pachet cu responsabilitate, cu bucurie și cu câteva bătăi de cap în anumite momente. Dar până la capăt merită. Credeți-mă, cele mai frumoase poze pe care le are Maia sunt cu Tașu, când era mică, sau cu Hera, următorul nostru cățel. Tașu, la un moment dat, a plecat și n-a mai venit. A fost o dramă în familie, în firmă, în ce vreți voi, dar Tașa s-a transformat în cel mai iubit personaj animal din Gașca Zurli. El este Tașu și ea este Tașa. Sunt o pereche și sunt animăluțele pe care copiii le iubesc din toată inima. Să aveți o zi minunată, să ne revedem cu bine și credeți-mă pe cuvânt, e cu bătaie de cap, dar și cu bătăi de inimă. Sunt perfect de acord. Sunt perfect de acord că animalele sunt extrem de importante pentru o casă în general. Eu cred că adică pentru mine cămin înseamnă și prezența animalelor. Absolut, și chiar dacă lasă părți, chiar dacă trebuie să cureți, chiar dacă, în fine, ne învață pe toți să iubim și să avem grijă, cum să zic, să avem afecțiunea unui animal care este de neprețuit. Să
Sasha doarme cu motanul nostru, unul din ei, nu ăsta portocaliu, cel alb, dar nu pot să vi-l arăt pentru că nu-l găsesc în momentul ăsta, trebuie să plec de lângă voi, pentru că de obicei în timpul zilei stă ca un nenorocit gras ce este, dormind pe fustele mele pe care le lasă pline de păr. Dar asta e, nu mă deranjează, pentru că de fiecare dată îmi oferă și foarte multă iubire și când toarci și se freacă așa pe lângă mine, leșind de plăcere. Ana, tu ții în brațe pe pisicul tău de 21 de ani. Da. Nu? El este Zeus, are 20 Zeus, de ani în decembrie, 21. Pe care îl cunoaștem pe toți, cu toții și îl iubim. Exact. Și care a crescut-o practic pe Cleo, când plângea, când era mică și plângea, venea după noi și mie una, veniți repede, plânge aia mică, plânge aia mică. După care aia mică, practic, nu că l-a chinuit, l-a îmbrăcat în rochițe, i-a pus pălăriuțe, l-a plimbat cu cărucioarele. Pozele, da, minte pozele, deci, senzaționale, cred că le mai ai pe undeva. Le am, nu, deci ce-a putut să îndure acest sărman pisic. Da. Și uite că are 21 de ani. Da, e, ultima cascadorie, pentru că pisicii mei sunt cascadori netalentați, da, ăla se aruncă de la balcon. Ăsta merge pe aragaz ca să treacă prin chiuvetă, să bea apă cu detergent, că la vârsta lui, asta cred că asta îl ține în viață, apa cu detergent și ulei dintr-o tigaie. Și la ultima cascadorie și-a vărsat 1,5 litri de ulei de la cartofii prăjiți pe el. Este deja la a treia spălare, dar el miroase a un cartof mare prăjit, așa miroase. Da, deci nu reușim să-i scoatem uleiul și mirosul, dar altfel este... Rângen, vezi că la un moment dat o să miroase a rângen. Exact, da. Și așa că într-un fel e și tăticul lui Cleo el. Nu-i așa, Cleo? Da. Uite, mă linge pe degete, uitați-vă cum mă linge pe degete. Doamne, da. Iubitul lui mamă. Cleolinchian, da, da. Spune-ne unde a fugit de fapt Morodan, că eu sunt foarte curios, ea te-a lăsat pe tine acolo în birou ăla, dar zi-mi unde s-a dus, ce să-și facă, la ce pator, la ce unghi, la ce... Era unde? Pe grabă când a fost la o întâlnire, meeting ceva. A ajuns aici, mi-a explicat foarte repede, în grabă, a țipat, uite, face asta, eu am plecat, pa, și m-a lăsat aici. Și, da, în rest nu știu unde. Las că o să aflăm, dar eu sunt foarte, 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 deci paharele acelea pe care și le-a luat sunt absolut de vis, bine, toate lucrurile pe care și le-a luat, dar mai ales paharele alea gen... cupă de înghețată sau pentru ce ori fi ele, alea sunt cele mai frumoase. Da, probabil de înghețată. Da, când se vor redeschide mall-urile, o să la Baia Mare este un târg de antichități care e spectaculos și când se vor redeschide și se vor relua evenimentele, o să puteți cei din Baia Mare să vă duceți din nou la un târg așa de minunat cum am auzit că este. Noi am primit doar poze, am văzut ce se întâmplă, am primit filmări de pe vremea când se puteau face asemenea târguri, dar o să se rea, așa că o să se găsească și acolo minunății de astea, cum a găsit Morodan aici la București, unde a fost un târg pe străzi, în aer liber, din cât am înțeles. Eu și mie îmi plac foarte tare. Zi. Uitați ce am în spate, am numai miticuțenii în spate, farfurii, cupor de lumânări. Toate sunt numai de la târguri de antichități, sunt înnebunită după lucrurile astea, am după argintorii. Până la mare și nu o să pot să călătoresc anul ăsta nicăieri, atunci de ce să nu fac o vizită și până la Baia Mare? Oricum am niște prieteni la Cluj pe care vreau să-i revăd, așa că poate anul ăsta reușesc să ajung la fiecare mall Vivo din țară, ceea ce ar fi un lucru minunat. Mi-ar plăcea. Păi oricum ne-am propus cumva că atunci când se vor redeschide mall-urile, cumva să ne găsim timp să facem o vizită, nu știu dacă fiecărui mall în parte, dar o să vedem cum ne împărțim, că cred că ar fi bine să ne cunoaștem unii pe alții și în offline, nu numai în online. Da. Dragilor, mă bucur că am fost și astăzi împreună. Mulțumim, Cleo, că ai ținut locul lui Morodan și te-ai descurcat de minune și tu și motanul ei.
Iar noi urmează să ne revedem unii cu alții miercuri la aceeași oră, adică la ora 5, la Small Talks, așa cum ne-am obișnuit de atâta timp împreună. Până atunci vă pupăm și vă urăm zile frumoase. Da, și mie un drum bun spre București. Exact. Deși viața și-a schimbat cursul ei obișnuit, deși momentan nu ne putem întâlni, voia bună, pauza și relaxarea rămân mereu ale noastre. Rămânem la distanță, dar totuși împreună. Ne vedem aici, online, pentru a-ți oferi câteva momente plăcute, pentru a te destinde puțin, până ne vom putea reîntâlni, așa cum am făcut-o de atâtea ori. Vivo! Rămâne mereu alături de tine, acum cu seria Small Talks.